Aci de Adă, BC-ul las și acum să-l întorc pe ăsta. Deci, de o, un... Am să șterg numai aici și spun minus... Adă. Minus... Adă. Minus Adă. Și acum trag în stradul. De ce? Și de două ori... Văd că... De ce le adunăm? Am minus BC și minus AD. Mi-ar fi trebuit cu plus. Dar să vedem dacă nu apare din altă parte. De ce să se adună? Ca să apare două ori 1, 2. Și să intre și AD și BC acolo. Și mai vede cum scap. E de două ori 1, 2. Egal cu O1C plus O1D minus BC minus AD plus BO2 plus AO2 plus BO2 plus AO2 O1C cu O1D de... O1C plus O1D. Deci O1C plus O1 O1C plus O1D O1C plus O1D numer faptul că O1 e mijlocul lui AC, da? Da. Și O1, eu am O1C. O1C ar fi din AC, nu știu cât. Jumătate, că știm că O1 e la jumătate. Da, deci O1C ar fi AC pe 2. AC pe 2, da. Deci egal aici cu A. A. AC pe 2. Pe 2. Plus O1 de. O1 de. De. Egală cu, putem zice că egal cu AD. Deci O1 de. Hai să zic minus DO1. Care se face DA. Plus DC pe 2. DA plus DC pe 2. Iar O1D va fi AD plus CD pe 2, da? Deci dacă îl las pe 1D, pot să spun că este egal cu AD plus CD totul pe 2. AD îmi place acum ca părut. Și minus BC îl las. Minus AD îl las. Așa. Și plus BO2. BO2. BO2 și BDP2. Ar fi BDP2. Dar BDP2 BO2, BDP2. Și am vreun BD pe undeva? Nu am. Nu. BO2, BDP2. BO2. BO2 este cât O2D. Da. În loc de BO2 pot să spun O2D. Da. Și O2D se intre aici cu AD-ul ăsta. Poate mai joc aici. Da. Jocul ăsta îl puteam vedea și în altă parte, că l-am mai zis pe acolo. Deci, în loc de BO2, Miruna... Punem O2... Punem DO2. BO2... Punem O2D. O2D. Uh-huh. O2D. Plus AO2, care au drepte să schimbăm și pe... Da, O2 e bun, că nu intra A, O2 îmi place, că cu O2 D se va lega. Da. Deci, O2 D plus A. A2 e AD plus A, B pe 2. Deci A, O2 plus O2 D este AD. Deci chiar AD. A, O2 plus O2 D este chiar AD. Deci asta este chiar AD. A, deci minus AD plus AD s-au dus. Să duc ăștia, da? Da. Și va fi egal cu AC pe 2 plus AD
plus ce de, de pe 2. Dacă se pune 3 pe 2, se dă. Deci, și minus, BC. Și minus BC în pătrat, da? Bun, minus BC ne trebuie, AD ne trebuie. AD ne trebuie și acum... BC nu ne trebuie. AC nu-mi trebuie. AC plus CD, ia să vedem ce e. AC minus CBC. Dar eu văd că îl văd pe tu. AC... AC și cu AD ăla, nu? AD nu trebuie. AD nu trebuie și pe ce îi trebuie. Plus C... Deci trebuie să scăpăm de AC. Și de CD. AC și de... Și CD. Și CD. Avem și CD-ul ăsta. Avem că AC plus CD egal cu AD. AC plus CD face AD. Și avem AC plus AD? Da. Da, avem AC plus CD. AC plus CD egal cu AD. Egal cu AD. Uite aici. Da? Și egal cu AD. Și egal cu AC plus AD pe 2. Nu AC, de unde mai scoți? A. AC e egal cu AD plus AD pe 2. De două ori AD pe 2. 2 AD pe 2. Pe 2. Minus 10. Și gata, ești. Dar nu ești. Păi nu este AD minus 10. Și 2. A, da, avem 2 în față. 2, 1, 2. Și face AD minus 10. De unde 1, 2, sigur. Egal cu AD minus 10 pe 2. Pe 2. Dacă îl scriem corect în funcție de ce avem noi nevoie... Deci tu cu ochii tot timpul, ce am eu? Eu am 1, 2, am numesc poligon. Hai să vedem, bădăt, că am fost ideea. 1, 2 pe ideea poligonului. 1, 2 pe partea cealaltă. În care se intre odată AD și odată BC. Asta mi-a interesat. Tot timpul pe AD și pe BC. Să-l prindem. Și pe urmă să scăpăm de balast. Ci în vedem cum îi grupăm, cum facem, cum îi scriemăm. Da, și cum toate. A fost și momentul acela când în loc de B, O, 2, am zis O, 2, D. Corect, ei sunt egali. Da. Și atunci s-a legat O, 2, D cu A, O, 2 și cu A, D. Și iar noi am fost de folos aici. Deci s-a dat artificii, din astea așa, da, da, să ajungem noi la rezultat. Tot timpul să ochii pe relația care trebuie să o demonstra. Deci tot timpul, cum ajungem acolo. Sigur, din cât am discutat acum, Verona, încep să aibă un pic de încredere. Exact, adică parcă înțelegi deci așa ceva. Deci nu înseamnă că nu fac nimic acolo. Ai înțeles relația aceea care e definitorie, cu, care parte un segment într-un raport dat. Da? Acolo și cu mijlocul, acolo și cu nu știu ce, scrie mai multe relații. Ai văzut, am luat mai cu mijloc și mijloc și mijloace acolo și nu prea ne-o ieșit treaba. Poate nici n-am apucat să ne ieșim până la capăt. Să ne ducem că poate ne ieșea, dar trebuie să... Dar trebuie să zicem 1, 2, punct. Nu-i deportăm prea tare. Mă duc pe acolo. Da. M-am dus pe poligonul acesta și 1, 2 e egal cu. 1, D plus D, A plus A, O, 2. 1, 2 peste altă parte e egal. Și le-am adunat ca să prind 1, 2 și să am toate relațiile acelea. Toate exprimările acestea vectoriale să le am. Și tot timpul se păstrează și mă interesează. Ce da, te duci pe poligonul ăsta, domnul, eu te n-am interesat. Păi, 1, 2, plec la 1 la 2, ca să ajung la 1 la O2, mă duc prin unde vreau eu așa fac poligonul. Deci mă duc înapoi la O1. Deci la O1, C, C, D, D, O2. Până ajung iar în O2. Până ajung în vârful lui. Adică dacă mă duc până la Jud, mă pot duce și prin Onești. Da? Deci mă duc cum vreau eu, mai să-mi fie de fapt. Mă duc și prin Moinești și... Mai să ajung înapoi la O. Să ajung acolo, la Jud. Asta, ca să înțelegem. Deci faci traseul. Important să ajungi acolo. Direct. Direct, cu 1, 2 sau... Indirect. Poligon. Așa. Da, da. E o poligon. Deci vector. Am făcut calculul cu vector, probleme cu vector. Așa, da, dragilor. Grațul cu vector. Dar parcă am înțeles și noi ceva. Parcă a fost altfel astăzi, da? Da. La revedere. La revedere. Da.